Comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire Sfântul Ierarh Meletie din Arhiepiscopia Bucureștilor va avea un nou centru de zi. Demersurile au început încă din anul 2018, iar astăzi a fost binecuvântat spațiul pentru construcția așezământului din sectorul 5 al capitalei. Slujba a fost săvârșită de părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate, și părintele Mirel Ilie, preotul comunității surzilor. Acesta a tradus slujba în limbaj mimico-gestual. Alături de clerici au fost prezente și persoane din comunitatea ocrotită de Sfântul Ierarh Meletie. Ziua de astăzi marchează un moment deosebit în istoria comunității persoanelor hipoacuzice din București și din împrejurimi. Persoane asistate în cadrul programelor desfășurate în cadrul sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ne aflăm în București, în strada Doina, numărul 7, sectorul 5, acolo unde se va ridica un nou centru multifuncțional, un centru de zi pentru persoane cu hipoacuzie, un centru care va găzdui și o capelă unde aceste persoane vor putea să vină să se închine, să participe la slujbele cultului divin. Un centru în care copiii, aparținând acestei comunități, copiii cu hipoacuzie, vor putea să vină să beneficieze de programe de asistență specifice. Vor veni ca la un centru de zi, vor putea să primească și hrană, vor avea parte de suport în efectuarea temelor, dar și consiliere de specialitate. Pentru comunitatea surzilor este zi deosebită, cel puțin pentru mine personal, pentru că noi întotdeauna spunem în comunitatea surzilor că suntem o familie. Asta în considerentul în care fiecare membru al comunității, care trece pragul bisericii, ne cunoaștem problemele, ne cunoaștem greutățile, încercăm să ne sprijinim unii pe alții, așa cum era agapa frățească la începutul creștinismului, tot la fel și noi, după fiecare sfântă liturghie, punem o masă la sfârșitul sfintei liturghii, unde stăm, mâncăm împreună, servim un ceai, servim o cafea, discutăm despre problemele care se confruntă comunitatea și încercăm să găsim soluții. Vă spuneam că e o emoție deosebită. Anul viitor împlinesc 10 ani de când sunt în comunitate și de la început de când a venit, faptul că n-am avut un loc în care să aparțină comunității surzilor, un loc în care să ne bucurăm de toate serviciile sociale care s-ar putea oferi, a fost întotdeauna o dorință. Acum 4 ani de zile, când preafericitul părinte patriarh Daniel a luat hotărârea ca să nu ne mai mutăm dintr-un loc în altul și să găsim o soluție, a găsit această variantă care va deveni un mic univers al surzilor. Vom avea un paraclis unde va fi locul de rugăciune al comunității surzilor din București și din împrejurimi, iar pe de partea cealaltă, sările de socializare, unde ei poate să vină oricând în timpul zilei să poată să comunice, să poată să interacționeze unii cu alții. Va fi o cantină socială unde vor servi masă caldă zilnic 50 de persoane din comunitate. Comunitatea surzilor din București a fost înființată în anul 1999. Slujbele în limbaj mimico-gestual sunt oficiate în parohia Sfântul Dumitru, Parc Rahova 1 din capitală.